Ce mă bucur că te-am întâlnit aici, ca să zic așa. Am văzut că muncești cu drag și spor. Muncesc cu drag și spor pentru că este o meserie pe care o practic de mic copil, de la vârstă foarte fragedă. Mulțumită tatălui meu, îi mulțumesc pe această cale că m-a băgat în lumea asta și îmi place ceea ce fac. Cum să nu muncezi de zi când îți place ceea ce faci și tu faci cu zâmbet după buze? Se mărește familia. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă după botez și nuntă? Nunta Adrianei? Mai urmează ceva la voi anul acesta? Anul acesta nu, pentru că știu că se zice că nu e bine doi frați în același an, nu? Vedem la anul. Ce urmează? Ești încântat? E de bine? Ai găsit ce normal, ți-ai dorit? Normal că e de bine, de foarte bine. Îl întrebam pe Adrian mai devreme dacă își mai dorește, zic, o să... Spunea că e încântat de cele două micuțe, de nepoțele, și zic, poate mai vine acum ceva de la junior. Eu 100% o să fac doi gemeni. Mamă, dar ce convins ești așa. 100%, 100%. Fac doi gemeni. O termina și pe Cati și pe Elda. Urmează un botez de gemeni. Da, urmează un botez de gemeni, să sperăm. Cu ajutorul Dumnezeu, vin toate la rândul lor. Mi-a plăcut foarte tare melodia pe care tu, cu Carmen și cu Adriana, ați făcut-o pentru mama voastră. Mai urmează ceva de acest gen? Pregătiți ceva în mod special pentru botezul micuței Noa? Da, o să fie o surpriză. V-am dezvăluit eu în exclusivitate că o să fie o surpriză în acea seară. Adică hit... Nu pot să vă zic mai cu tata. E surpriză, e surpriză. Spune-mi de tine, cât de mândru și de fericit ești că ți-ai ales această carieră și că ai un tată ca Adrian Minune. Cum v-am mai spus, mă mândresc și sunt foarte mulțumit. Mulțumesc lui și mamei mele că a avut grijă de mine. E și bine, dar e și rău câteodată. De ce este rău? Te ceartă? Cheltui prea mulți bani? Nu, rău, nu în sensul rău, dar exigența aia de tată. Și ce zic? E și bine, și poate că este bine că este așa de exigent, pentru că sunt foarte mulți, nu știu cum să zic, copii, băieți ca tine, care provin din familii foarte tari, cu bani și au luat-o pe căi greșite. Așa e, aveți dreptate pe această temă. Iar eu știu că mama voastră s-a luptat pentru voi și v-a dat o super mega educație. 100%. Pe plan profesional? Ce e cu planul ăsta profesional? Mai spune-ne ce mai pregătești. Momentan am un proiect în derulare, cum să zice. Așteptăm să iasă tot. Pot să vă zic. O să fie o surpriză foarte mare pentru țara noastră. Știu că voi vă faceți un hotel, nu? În Ștefănești. Și că urmează să fie inaugurare. Da, mama se ocupă de acest hotel, tata e mai mult cu finanțarea, ca să zic așa. Mama se ocupă de tot ce înseamnă tot în acel hotel. În zona asta de business te-ai gândit să-ți faci și o proprie afacere? Vă dați seama că sunt și în zona asta odată și odată. Tot de imobiliare? Sper că da. Cum îți place să te caracterizezi acum? Acum? Muncitor, nu muncitor. Așa mă cred. Și iubitor în același timp. Ceea ce e foarte bine. Ai făcut cadouri multe așa în luna asta a femei? Ești generos, cum se zice? Da. Da? Da. Atâta s-au putut.